Bună ziua și bine v-am găsit și astăzi la Turina Web News. Ca de obicei să vedem care sunt previziunile meteo atât pentru ziua de astăzi, dar și pentru sfârșitul de săptămână. Ploaia se instalează foarte bine, am putea spune, și atât astăzi cât și în următoarele două zile precipitațiile vor fi nelipsite. Astăzi ploile vor fi moderate, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 11 grade Celsius. Sâmbătă și duminică, în schimb, ploile vor fi ceva mai puternice, iar creșterea temperaturii până la 13 grade nu cred că ne entuziasmează prea mult. Așadar, în sfârșit de săptămână, ploios. Pentru a rămâne mereu informați în ceea ce privește starea vremii, vă stă la dispoziție pagina web a primăriei din Torino, care are o secțiune meteo cu informații de la Arpa Piemonte. În acest moment, în Torino, sunt circa 11 grade Celsius. Începem ediția de știri de astăzi cu o informație utilă conducătorilor auto. Până în data de 5 noiembrie, zona de trafic limitat Valentino va fi suspendată în intervalul orar 6.22. În Via Virgilio, pe porțiunea condusă între intrarea în parc din Corso Vittorio Emanuele al Doilea și numărul civic 61, unde este și sediul societății de canotaj. Suspendarea se datorează concursului Silver Skiff ce va avea loc sâmbătă. Și astăzi, la Galeria Aripa, a artistei Mariana Papară, începând de la ora 19, are loc o nouă inaugurare a expoziției personale a artistului Constantin Stan Neacșu. Expoziția va rămâne deschisă până în data de 14 noiembrie cu următorul orar. De marți până sâmbătă de la 11 la 13.30 și de la 15 la 18.30. Mergem mai departe și primăria face un cadou tuturor cetățenilor rezidenți în Torino care împlinesc sau au împlinit vârsta de 60 de ani în acest an 2011. Aceștia vor primi un card care le va aduce gratuități sau reduceri la manifestările culturale, sportive și recreative organizate în oraș în perioada octombrie-noiembrie 2011-octombrie 2012. Aici se încadrează spectacole de teatru, concerte, itinerare culturale și turistice, abonamentul muzei sau reduceri la abonamentul GTT 60+. Cardurile pot fi obținute până în 29 martie 2012 de la sectorul timp liber din Corso Ferrucci numărul 122. Și dacă nu vrei să stați în casă în acest sfârșit de săptămână, vă propunem Paratissima, eveniment care până în data de 6 noiembrie are loc în zona San Salvario. Cu această ocazie, numeroase spații, ca magazine, localuri sau școli, se transformă în expoziție pentru tinerii artiști. Pe pagina evenimentului paratissima.it este disponibil întregul program. O altă propunere interesantă pe care vă facem este Muzeul Național al Automobilului, renovat și deschis special pentru a sărbători cei 150 de ani de la unificarea Italiei. Până în prezent, i-au călcat pragul aproximativ 190.000 de vizitatori. Muzeul este situat în corso Unita Italia numărul 40, iar costul întreg al unui bilet este de 8 euro. Atenție, duminică muzeul este închis. Și rețeaua de transport public local, GTT, anunță că <coughs> luni, 7 noiembrie, este prevăzută o grevă națională în transportul public. Mijloacele de transport vor asigura ca de obicei funcționarea în intervalele orare 6, 9 și 12, 15 pentru liniile urbane, suburbane și metroul. Și de la începutul programului, normal, până la ora 8 și de la 14.30 la 1730 pentru liniile extraurbane și liniile urbane 19, 43 și 46 separat. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a GTT. Înainte de a încheia din agenda zilei, vă spun că astăzi, 4 noiembrie, Italia sărbătorește sfârșitul primului război mondial, dar și ziua forțelor armate. Și România sărbătorește astăzi ziua președintelui Traian Băsescu, care împlinește 60 de ani. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare, dar și un sfârșit de săptămână plăcut în ciuda ploii. Vă aștept și luni la o nouă ediție de știri.